găsit la un nou video. Astăzi am pentru voi un tutorial de machiaj de seară, un look foarte puternic, strălucitor, care sper să vă placă și de asemenea poate vă inspiră pentru evenimentele care vin în această vară, o nuntă, un botez, banchete și așa mai departe. Oricum l-am făcut cu mare drag pentru voi, e foarte ușor de realizat, cu produse accesibile și de asemenea sper să vă placă și să vă ajute. Dacă vreți să vedeți cum am realizat acest look, urmăriți în continuare tutorialul. Bun, mi-am aplicat deja baza, ca să fie clipul mai scurt puțin, și pentru pori, ca și bază, am aplicat acest Pore Minimizer de la Clinique. Apoi, pentru fond de ten, am folosit aceste două fonduri de ten de la Melchior și de la Marc Jacobs, le-am amestecat. Ca și pudră, am folosit-o pe aceasta de la Tony Moly, acum se găsesc produsele în Sephora. Ca să trecem mai departe la aranjarea feței, am zis acest blush de la Benefit, se numește Dallas. Și asta am să-l folosesc pe post de contur, pentru că este un blush mai închis la culoare un puțin. Și cu o pensulă din aceasta două fiber de la firma Beauty. N-am să-l folosesc și blush astăzi, am să-l folosesc doar pe acesta. Ca și iluminator am să-l folosesc pe acesta în nuanța Audrey de la Gerard Cosmetics. Și este un iluminator auriu. Ups, așa. Foarte frumos. Mai am încă unul Marilyn, dar acela este mai închis puțin. Și ăsta se rugește super fine. Și vă rog eu să nu aplicați niciodată un iluminator auriu sau argintiu sau strălucitor pe tot nasul foarte tare și mai ales nu-l aplicați pe frunte și tot pe vorbie, pentru că arată inestetic și în timpul petrecerii sau evenimentului unde veți merge voi și în timp ce sebumul își va face apariția, va arăta horror. Ok? Deci vă rog, îmi faceți greșeala asta. Ca să nu arăt atât de albă pe buze, am să-mi aplic acest ruj de la Gerard Cosmetics. Se numește Serenity și este un roz atât de frumos și plăcut, dar în același timp foarte discret. Asta e rujul preferat al mireselor mele. Bun, ruj aplicat perfect. Și acum să trecem la ochi. Bineînțeles, sprâncene le-am și făcut deja. Pentru sprâncene am folosit, ca de obicei, Deep Brow Pomade de la Anastasia Beverly Hills în nuanța blond. Bun, am aplicat deja o bază pentru ochi. Am și fixat-o cu pudră. Bun, și pentru ochi am să folosesc aceste două palete. Sunt de la Melchior, sunt niște farduri individuale, dar pentru început am să iau aceste nuanțe neutre de sus. Prima dată am să iau o nuanță de tranziție și va fi nuanța asta Skin și aplic deasupra pliului. Acum iau nuanța asta de aici care se numește Peach și asta am să aplic în pliu pentru a face un degrade. Acum, cu o pensulă mai mică, de la Zoeva, asta e 227, am să iau nuanța aceasta, Autumn Leaves, și am să o aplic tot în pliu. Mai amestec cu pensula pe care am folosit-o înainte. Bun, și acum cu o pensulă 232 am să iau nuanța asta de brown, tot de la Zoeva este pensula. Am să o aplic mai mult în colțul extern. Iau pensula anterioară și amestec. Bun, acum ca să continui, iau acest creion de la Pupa, Pink Muse Intense Coal. Varianta asta pe maro, am să-l aplic pe linia apei. Iau pensulă de la Zoeva, asta este 322, este o pensulă teșită din fibre sintetice și este foarte scurtă. Ea e destinată pentru sprâncene, dar mie mi se pare prea groasă pentru sprâncene, așa că îmi place să o folosesc pentru pleoapa inferioară. Și cu grijă întind acel creion
Ok, și am să iau această nuanță de albastru închis. Asta se numește Escape. Un albastru mat foarte frumos. Și am să-l aplic pe pleoapa inferioară. Să fie mai înlegat aici jos, am să iau nuanța asta de negru. Și asta am să aplic strict la baza genelor. Și o nuanță asta superbă, care se numește Camei Roz. E un roz duochrom cu albastru. Și pe asta am să aplic aici, în colțul intern. Astfel. Îmi place foarte mult nuanța asta. Și acum să continuăm. Am să iau din nou acel creion de la Pupa Maro, din colecția Pink Muse, cum v-am spus. Și asta va fi baza mea pentru smokey-ul de astăzi, așa că am să-l aplic pe pleoapă. Am să fac un ochi pe rând pentru că se usucă destul de repede creionul. Acum, iau maroul acela închis și am să finisez aici marginea asta. Nu o amestec. Pentru a amesteca, revin la nuanțele de portocaliu și așa amestec. Am să iau același iluminator pe care am să-l aplic sub sprânceană, acesta de la Gerard, și în colțul ochiului. Am să iau pensulă plată de la Sigma, asta e E55, și fardul Black, tot de la Melchior, și am să fixez acel creion pe centrul plapii. Cred că totuși aș pune un pic de blush, parcă sunt prea palidă. Am să iau blushul ăsta roz de la Shuemura, asta a fost din colecția Choupette și foarte puțin am să iau. Da, chiar ăsta lipsea un pic de blush, totuși. Iau puțin Duraline cu această pensulă plată. Asta va fi baza show-ului de astăzi. Ok, și aplic doar pe centrul pleoapei. Și vedeta clipului e acest sclipici ultra fin de la Bitara Beauty. L-am primit din Brazilia de la prietena mea. Și nu știu cum să vă spun, sper să nu scap, cât e de frumos. Am să-l aplic cu această pensulă, e specială pentru glitter și pigment, este de la Ebeline, din DM. Așa arată sclipiciu pe ea, este cu un cap de gumă și facilitează aplicarea glitterului. Clipiciul ăsta e show. Bun, dragile mele, asta a fost clipul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like. Și până data viitoare, fiți frumoase. Vă pup! Pa, pa!